Un autobuz de călători a luat foc astăzi chiar în intersecția șoseaua București cu Tineretului. Focul a ars mocnit în zona motorului, în partea din spate a autovehiculului și a fost observat la timp de șoferul acestuia. Toți pasagerii au fost evacuați fără ca vreo persoană să fie rănită. La sosirea pompierilor, care s-au deplasat la fața locului cu o auto specială, conducătorul auto folosise stingătorul din dotare și nu a mai fost nevoie de intervenția angajaților ISU. S-a simțit un miros de cauciuc, am oprit imediat autobuzul, conducătorul auto a deschis ieșirea de urgență, au coborât, au constatat că un fir de la baterie se topea, au luat instructorul și au preventiv l-au folosit pentru a nu se crea panică. Un trecător a sărit în ajutorul conducătorului auto și a scos pasagerii din autobuz. I-am spus pe toți să fără din autobuz. Ce răzbat? Ieșea tare fum din spate de acolo, dar văd că l-a stins omul. În prezența domnului sunt operată la inimă, dânsul a văzut că îmi vine rău și nu am echilibru și m-a scos. Mi-a dat mâna, am ajuns până jos, că eram chiar la ușă, nu se deschidea ușa și trăgea cu forță. Pentru că noi nu vedeam că a luat foc în spate, tot dânsul i-a anunțat. Se pare că focul a pornit de la instalația electrică a autobuzului, însă reprezentanții ISU efectuează cercetări pentru a constata cauzele exacte.